ceapa, sursă de sănătate. Ceapa este una dintre cele mai apreciate și mai folosite legume în orice bucătărie. În plus, dacă oamenii ar cunoaște nu doar gustul său delicios în mâncăruri, ci și efectele sale benefice pentru organism, atunci ar fi mai sănătoși, spun specialiștii. Ceapa poate fi consumată crudă, fiartă, uscată sau coaptă. Specialiștii spun că ceapa are o compoziție bogată în tiosulfinate, sulfuri și sulfoide. Tiosulfinatele au proprietăți antimicrobiene, dar în ceapă se găsesc doar un sfert din compușii sulfului, spre deosebire de usturoi, care are o acțiune antimicrobiană mult mai puternică. Ceapa este folosită încă din antichitate, ca tratament pentru mai multe boli, pentru grăbirea vindecării rănilor și diminuarea durerii. Ceapa este considerată de mulți ca fiind un antibiotic natural ce ajută organismul să lupte împotriva stafilococilor, are efect asupra tusei, acționează ca un emolient, sedativ, digestiv și calmant. Este medicamentul naturist cel mai frecvent utilizat în trecut de părinții și bunicii noștri pentru gripă și răceală, ea ajutând și la îndepărtarea țânțarilor vara. Ceapa are proprietăți antibiotice, antiinflamatoare, de efect pentru gută și artrită, antiseptice, luptă împotriva bacteriilor, inclusiv E. coli și salmonella, infecții la nivelul tractului urinar, antimicrobiene și carminative, de efect pentru constipație și balonări. Ceapa ajută la menținerea unei inimi sănătoase. Mirosul înțepător al cepei este dat de sulfura de alil, un compus care conține sulf cunoscut pentru calitățile lui ce protejează vasele de sânge împotriva problemelor cauzate de colesterol. Ceapa protejează mușchii. Ceapa poate compensa vătămarea oxidativă a fibrelor musculare și a țesuturilor din corp, cauzată de antrenamentele fizice excesive. Elementul cheie care contribuie aici este numit quercetina. Studiile realizate pe șoareci au demonstrat că acest flavonoid ajută la prevenirea stresului oxidativ de la nivelul creierului după antrenamente lungi. Ceapa susține densitatea osoasă. Cercetătorii cred că acești compuși sulfuroși din ceapă împreună cu quercetina, pot fi responsabili pentru o mai bună densitate osoasă. Într-un studiu realizat în 2009, oamenii de știință au constatat că femeile care consumă ceapă zilnic aveau o densitate osoasă mai bună, comparativ cu cele care nu aveau acest obicei. Mai mult, femeile în vârstă care consumau multă ceapă aveau cu 20% mai puține șanse de a suferi de fractură de șold. În altă ordine de idei, studiile au mai arătat și că oamenii care consumă frecvent ceapă au un risc mai scăzut de dezvoltarea bolilor cardiovasculare și a anumitor tipuri de cancer, comparativ cu alți oameni care evită această legumă. Specialiștii cred că această capacitate a cepei este asociată cu flavonoizii, care blochează agenții ce favorizează apariția cancerului și pe care îi deține alimentul. Ceapa este o sursă bogată de fier, P,
prevenind anemia, de fibre, potasiu, cu rol în echilibrul electrolitic al organismului, de vitamina A, protejând astfel pielea și mucoasele, de vitamina B, ajutând la creșterea metabolismului și având un rol clar în îmbunătățirea sistemului imunitar și a celui nervos, precum și în menținerea sănătății pielii și mușchilor, și de vitamina C, crescând rezistența sistemului imunitar. Beneficiile cepei asupra organismului nu se opresc aici. Consumarea a 100 de grame de ceapă pe zi aduc doar 44 de calorii în corp și asigură o doză însemnată de fibre necesare bunei desfășurări a tranzitului intestinal. În afara faptului că ajută la scăderea nivelului de colesterol și astfel la reducerea riscului de afecțiuni ale inimii, așa cum am precizat anterior. Ceapa ajută la scăderea tensiunii arteriale. Consumarea unei jumătăți de ceapă crudă pe zi contribuie semnificativ la scăderea colesterolului, dar ajută și în constipație sau flatulență. Datorită conținutului său de crom, ceapa ajută în diabet sau în prevenirea lui, în sensul că duce la scăderea nivelului de insulină din organism și crește toleranța la glucoză. Totodată este un excelent diuretic, împiedicând retenția de apă în organism, ca să nu mai spunem despre faptul că ceapa ajută și la regenerarea părului prin aplicarea sucului de ceapă pe scalp de 2 ori pe săptămână. De asemenea, ceapa conține sulf, care are un rol protector asupra ficatului, mai ales atunci când combinăm, de exemplu, o salată de legume cu ceapă la o friptură de vită. Acest mix se pare că este perfect pentru stimularea transportului aminoacizilor către creier și sistemul nervos în general, asigurându-se astfel o stare psihică echilibrată. Ceapa este indicată și într-una din următoarele situații. Tuse uscată. Se ia o ceapă, se toacă mărunt și se amestecă cu 2 linguri de grăsime de gâscă. Se face masaj pe gât, iar dimineața se mănâncă o linguriță din această compoziție. Tot pentru tuse, se ia un cartof, o ceapă și un măr crud. Se spală bine, se curăță și se pun într-un litru de apă, apoi se fierbe tot până ce apa scade la jumătate. Se administrează câte o linguriță de fiertură înainte de masă. În cazul durerilor de gât, intern, se folosește tinctura, o linguriță înaintea fiecărei mese, iar extern se fac cataplasme cu ceapă coaptă aplicate calde. În caz de răceală ușoară, face minuni sucul cu miere, maxim 10 linguri de suc de ceapă pe zi, tinctura cu vin, la 1 litru de vin alb, se vor pune 50 de mililitri de suc de ceapă. Se lasă timp de 8 zile, apoi se va strecura. Se completează din nou la 1 litru vinul, după care se poate consuma, ca tratament, câte o lingură de 3 ori pe zi. Este bine să se ia înainte de mese cu 30 de minute. Extern, se pun cataplasme cu ceapă pe torace. În caz de tuse persistentă, convulsivă, se bea decoct de ceapă, cât de fierbinte posibil, îndulcit cu miere. 2-3 căni pe zi din acest remediu, prea puțin plăcut la gust, ba chiar respingător pentru unii, are efecte aproape miraculoase de oprire a acceselor de tuse, de eliminarea secrețiilor de pe arborele bronșic și de refacere a epiteliilor distruse de infecția respiratorie. Și gripa se tratează cu ceapă.
se lasă la macerat 4 cepe timp de 24 de ore într-un litru de apă călduță. Se bea o ceașcă între mese și încă una înainte de culcare. Acest preparat, luat dimineața pe stomacul gol, mai are și proprietatea de a ameliora diabetul. Tot contra gripei, se mai face un macerat din 2 cepe, tăiate în felii subțiri, care se pun într-un litru de apă plată sau de izvor. Se va lua un pahar din acest amestec macerat între mese și un alt pahar seara, la culcare, vreme de circa 15 zile. În caz de stări febrile, migrene, diaree și chiar viermi intestinali, se ia o ceapă tocată, peste care se toarnă o jumătate de litru de apă fierbinte, se învelește și se infuzează 12 ore. Se consumă un sfert de pahar de 3-4 ori pe zi, cu 20 de minute înainte de masă. Și pielea are de câștigat de pe urma banalei cepe. Studii de specialitate arată că sucul proaspăt de ceapă aplicat pe arsurile minore sau ciupiturile de insecte grăbește vindecarea și regenerarea țesuturilor. Chiar dacă la început senzația este una de usturime, rezultatul contează. În anotimpurile reci, când mâinile au foarte mult de suferit din cauza frigului, cei care se știu cu probleme în acest sens trebuie să știe că pot încerca un remediu naturist pe bază de suc de ceapă și miere în părți egale, care ajută la tratarea crăpăturilor pielii și la echilibrarea pH-ului. O mască eficientă contra pistruilor și a cuperozei poate avea la bază ingrediente naturale cu maxim efect, cum ar fi, de exemplu, sucul de ceapă amestecat cu ulei de măsline, la care se adaugă suc proaspăt de castravete pentru un plus de prospețime și hidratare. Există însă și o avertizare în consumul de ceapă, valabilă pentru persoanele suferind de gastrită, sindrom de colon iritabil sau colită. Pentru acestea este recomandat consumul treptat al cepei și în cantități mici, astfel încât organismul să se obișnuiască, deoarece ingestia unei cantități nepotrivite poate diminua peristaltismul gastric, îngreunând digestia. În concluzie, chiar dacă de cele mai multe ori vă face să plângeți, încercați să nu fugiți de această legumă senzațională. Pe lângă faptul că oferă un gust delicios mâncărurilor, are efecte minunate asupra sănătății. Rețineți însă un sfat valoros, și anume acela de a nu mai decoji prea mult ceapa, deoarece cu cât aruncați mai mult din ea, cu atât pierdeți mai multe substanțe benefice. Iar dacă, după o masă la care ați servit și ceapă, sunteți nevoiți să socializați, iar periuța de dinți nu vă este la îndemână, consumați câteva felii de portocală sau puteți chiar să mestecați câteva coji de portocală, care fac minuni în privința mirosului specific de ceapă. Și dacă nu sunteți consumatori de ceapă, efectele sale benefice asupra sănătății cu siguranță vă vor schimba părerea.